În perioada 10-16 martie 2022, Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea a efectuat acțiuni de control la angajatorii cu obiect de activitate distribuția carburanților pentru autovehicule. În perioada 10-16 martie s-au desfășurat acțiuni de control în cadrul campaniei naționale de verificare a modului de respectare a cerințelor minime pentru îmbunătățirea securității și protecția lucrătorilor precum și verificarea modului în care se respectă prevederile legale cu privire la încheiere, modificare, suspendare și executare a contractelor individuale de muncă la angajator care desfășoară activitate în stațiile de distribuție carburanțe auto, cod CAEN 4730. În cadrul acestei acțiuni, inspectorii de muncă au efectuat 57 de controle care au avut ca obiective identificarea angajatorilor care nu respectă prevederile legale, care reglementează relațiile de muncă și securitatea și sănătatea în muncă, precum și luarea de măsuri pentru determinarea acestora să se conformeze dispozițiilor legale în vigoare. Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor în domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă din societățile comerciale care desfășoară activități de distribuția carburanților auto. Inspectorii au urmărit eliminarea neconformităților constatate în domeniul relațiilor de muncă în activitățile specifice ale societăților comerciale din domeniul de activitate vizat de această campanie de control. În domeniul relațiilor de muncă s-au constatat uh, 64 de neconformități, uh, fiind dispuse uh, măsuri, tot atâtea măsuri, pentru a fi înlăturate și pentru punere în conformitate de către angajator cu privire la prevederile legislației în domeniul relațiilor de muncă. Pentru neregulile constatate au fost aplicate avertizmente și o amendă în valoare de 20.000 de lei. Principalele neconformități în domeniul relațiilor de muncă au fost referitor la neacordarea sporurilor pentru munca prestată în timpul repausului săptămânal sau neacordarea repausului de 24 de ore consecutiv după o perioadă de muncă de 12 ore, de asemenea neachitarea drepturilor salariale, ne transmiterea repartizării programului de lucru pentru salariații angajați cu timp de muncă parțial. În domeniul securității sănătății în muncă, au fost dispuse 77 de măsuri pentru tot atâtea neconformități constatate au fost aplicate de asemenea avertismente și două amenzi în valoare totală de 14.000 de lei uh, amenziile au fost aplicate pentru uh, lipsa uh, fișei tehnice de securitate pentru agenți chimici periculoși și identificați la locul de muncă controlat și de asemenea pentru neefectuarea instruirii în domeniul securității sănătății în muncă. Toți carburanții comercializați prin stațiile PECO sunt produse petroliere obținute prin prelucrarea țițeiului extrem de inflamabile și care formează cu aerul amestecuri explozive. În contact cu potențiale surse de aprindere, aceste amestecuri pot genera explozii cu consecințe grave atât pentru lucrători cât și pentru clienții prezenți în stațiile de distribuție. carburanții.